tare și bine v-am găsit. Nu știu dacă vă aduceți aminte, cu ani în urmă am avut un canal de YouTube în care împreună cu colegul meu, Freshu, vă prezentam diferite produse pe care noi le foloseam. Astăzi am zis să iau videourile respective și să le postez pe canalul meu pentru că este munca noastră și vreau să fie într-un singur loc toată munca pe care am făcut-o și cu ani în urmă. Haideți să ne uităm la primul video pe care vreau să vi-l prezint, o unaltă perfectă pentru editare foto. Haideți! Să vedem video și stay tuned! Hei, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod pe Tectonic TV. Astăzi vom vorbi despre un produs pe care eu personal folosesc în editarea fotografiilor. Uh, se asociază foarte mult cu programul Lightroom, doar trebuie doar un plugin instalat. Despre ce vorbim astăzi urmează în câteva momente. Astăzi vom vorbi despre o consolă de editat poze, mai degrabă de făcut colorizarea lor în Lightroom, iar această consolă este de la Beringer X-Touch Mini. Este o consolă foarte utilă eu o folosesc cam de un an jumătate și pot să spun că sunt foarte, foarte mulțumit. Avantajul acestei console este că nu-ți mai trebuie adaptor de băgat în priză, ci se alimentează printr-un cablu USB. Această consolă de la Behringer X-Touch Mini conține 8 pontețiometre, 16 butoane pentru acces la funcții, are un, are un mod de dual layer în caz că vrei să editezi final alt program, de exemplu Premiere, să o conectezi cu Premiere-ul și să faci colorizarea în Premiere pentru video mă refer în special, dar uh, acum depinde pentru ce ai nevoie. Aceste 8 potențiometre au uh, un feedback când rotești de ele, ca să știi exact cât rotești. În caz că ai rotit de două ori, ai un feedback uh, la ele, atunci știi că dacă ai dat prea mult, dai înapoi și atunci reglezi foarte ușor. O vom conecta la un calculator ca să vă arăt cum funcționează prin Lightroom la editare și apoi eu vă recomand cu mare căldură, eu o folosesc, e foarte utilă dar dacă vă apucați de fotografie sau dacă lucrați la editarea fotografiilor, vă recomand să aveți în trusa dumneavoastră de editare o astfel de consolă. Am conectat consola la calculator, iar după ce instalezi plugin-ul și pornești programul de Lightroom de editare, ți se deschide automat o fereastră cu MIDI to LR, adică MIDI to Lightroom. În această fereastră poți să-ți setezi tu fiecare buton, fiecare potențiometru, fie ce să facă și te ajută foarte mult. De exemplu, această poză în cască, dacă ar fi fost foarte luminată, eu am, mi-am setat primul buton să fie expunerea, cad expunerea, dau puțin contrast, mă joc puțin la highlights, automat vezi cum le face, la shadow, la whites, la black, te ajută foarte mult, având în vedere timpul de editare și timpul de predare a materialelor foto. Sper că v-a plăcut video, iar această unealtă este perfectă pentru editarea foto, bineînțeles poate fi customizată și pentru editarea video sau sunet sau alte chestii, dar eu o folosesc pentru editare video, mă ajută foarte mult în Lightroom, dar până una alta, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Neagoie și până data viitoare, numai bine!